În sala de pedagogie muzeală a bastionului Maria Terezia a avut loc lansarea cărții Istoria limbii române de Dan Ungureanu, o adevărată revelație. În stilul său captivant și incisiv, autorul a arătat că multe trăsături gramaticale și lexicale târzii au fost ignorate până acum. Refuzată de editurile din România, cartea și-a găsit locul la editura Cartier din Chișinău, demonstrând că adevărul lingvistic nu poate fi suprimat. Seara a fost moderată de carismaticul nostru coleg dr. Călin Timoc, iar publicul, credem noi și ne dorim, a fost captivat de fascinantele dezvăluiri. Cartea promite să fie o revoluție în înțelegerea limbii române. Din această pricină o recomandăm cu entuziasm, transmit reprezentanții Muzeului Național al Banatului.